Bine v-am găsit! Crește amenințarea aproape de frontierele României. Marea Neagră este astăzi una dintre cele mai periculoase regiuni din lume. 270 de kilometri sunt între Odessa și Isaccea. Odessa, orașul port, aflat sub o ploaie de rachete în ultimele 24 de ore. Cât de bine este apărată România și cum putem face față provocărilor rusești care vor urma? Pentru că analiștii spun că vor urma. Polonia a cerut deja suplimentarea cu 50% a trupelor americane în Europa, iar informaticienii Serviciului Român de Informații iau în calcul scenariul în care un atac cibernetic lansat asupra României de către Rusia ar pune la pământ rețeaua electrică din oricare mare oraș al țării noastre și l-ar lăsa în întuneric. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Vă reamintesc, mai sunt câteva ore până când Volodymyr Zelensky se va exprima în fața Parlamentului României. Este prima luare de cuvânt a președintelui ucrainian după descoperirea masacrului de la Bucha. Știți cu toții masacrul acesta care a îngrozit o lume întreagă are nevoie să fie pedepsit, după cum spun autoritățile din Europa. Încă așteptăm o reacție din partea oficialilor americani. Îl vom auzi pe Volodymyr Zelensky astăzi de la ora 19 în Parlamentul României. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Domnul Cristian Troncotă este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule general, și vă mulțumesc. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Îi mulțumesc de asemenea generalului Alexandru Grumaz, a cărui analiză militară ne-a fost și ne este în continuare foarte utilă. Bună ziua, domnule Grumaz, vă mulțumesc mult. Să rămână, stimată doamnă, și îl salut pe domnul general Troncotă. Ni se va alătura în scurt timp fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu. Domnule Troncotă, voi începe cu dumneavoastră, pentru că în condițiile în care amenințarea crește aproape de frontierele României, în condițiile în care orașul Odessa este luat ca țintă favorită de către ruși, iar Polonia cere suplimentarea numărului de militari, ce ar trebui să facă România? Suntem la adăpost în momentul acesta? Din punct de vedere al atacurilor cibernetice, eu cred că șeful compartimentului specializat din Serviciul Român de Informații a fost foarte clar. Aceste atacuri sunt foarte periculoase și, într-adevăr, ele, dacă reușesc să pătrundă sistemul de cyber security al nostru, care este un sistem integrat sistemului Uniunii Europene de securitate cibernetică. Deci numai dacă, și e posibil orice, rușii au specialiști foarte buni și noi avem specialiști la fel de buni, acum este o luptă pe acest front, un război pe care noi l-am anticipat și am avertizat de la începutul conflictului că se va desfășura și un astfel de război hibrid, un război cibernetic. Domnule Troncotă, pentru că faceți referire la aceste declarații care vin de la un nivel foarte important în cadrul Serviciului Român de Informații, se vorbește despre amploarea unui posibil atac care ar putea să pună la pământ rețeaua electrică din orice mare oraș al României. Ar putea să-l lase în întuneric. Cum ar fi posibil acest lucru și cât de probabil vi se pare? Deci, dar nu e vorba aici numai de orașe din mari orașe din România sau mari sisteme de securitate cibernetică care pot fi penetrate. E vorba aici de orașe și de zone similare din Uniunea Europeană, numai din România. Sigur că domnia sa s-a referit strict la România, dar pericolul este pentru întreaga Uniune Europeană. Sigur că sunt foarte periculoase, vă dați seama ce înseamnă să scoată din circuit, spre exemplu, un sistem electric. Bine, acum și ele sunt făcute de așa natură, tocmai din interes de securitate pe zone. Deci nu vor putea decât o zonă, o parte din tot sistemul electric.
Dar sunt făcute de așa natură încât să poată să intre imediat, deci pana de curent să nu dureze mai mult de o oră, să zicem. Intră imediat în funcțiune tehnologiile pregătite. Dar, vă spun, sunt posibile astfel de penetrări și astfel de atacuri sunt. Posibil să găsească niște vulnerabilități. Deocamdată n-au găsit. Deocamdată ai noștri au găsit vulnerabilități în sistemul lor de comunicare și ați văzut că au fost în stare să înregistreze convorbirile total aiurea neregulamentare ale militarilor din armata rusă și pe baza coroborării și analizei informațiilor care s-au făcut împreună cu aliații, da, să poată să formuleze această concluzie referitor la data atacului, nu și la oră. Deci aici e războiul acesta care se desfășoară. Este un război cibernetic permanent, să nu avem impresia că de ieri, de astăzi, și mai ales în perioada aceasta de conflict militar, sigur, el s-a acutizat și efectiv urmărește anumite zone, în special, și vorbea domnul general corect, de informații de interes strategic de spionaj, adică să intercepteze niște comunicații de comandament între comandamentele armatei română și cele aliate. Ați văzut, avem militari americani. E, astea sunt țintele lor la ora actuală. Mai puțin să poată să scoată din funcțiune. A dat un exemplu. O zonă din capitală, spre exemplu, să lase fără curent. Nu cred că asta este în interesul lor acum. În interesul lor acum este să pătrundă, să penetreze aceste sisteme de comunicații dintre unitățile noastre și comandamentele armatelor NATO aliate. Domnule Grumaz, polonezii susțin că amenințarea se apropie de frontierele lor. Deja Odessa, aflată aproape de frontiera României, este sub asediu încă de ieri. Are România motive să ceară întăriri în momentul acesta? Tot flancul estic are motive să ceară întăriri. Wesley Clark vorbea de un eventual atac asupra țărilor baltice și cred că lucrul ăsta este, dacă ne uităm la reconfigurarea sistemelor de apărare în Europa de Est, este într-adevăr posibil. Dacă în timpul războiului rece aveam o linie de demarcație între tratatul de la Varșovia și tratatul NATO, și anume Fulda Gate, deci era o zonă în Germania care demarca teritorii unde ambele alianțe puteau folosi tancurile și transportoarele blindate, deci puteau folosi mijloacele de luptă convenționale. La ora actuală, Polonia este despărțită de statele baltice de așa numita Suwalki-Gate, care este o porțiune de tot teren plat pe care se pot folosi tancurile. De fapt, ea desparte Kaliningradul, enclava rusă, de Belarus și este situată pe o autostradă care oricând poate fi ocupată, pe unde trupele ruse se pot îndrepta spre Kaliningrad și în momentul în care ocupă această porțiune de teren, automat desparte Polonia de țările baltice. Deci există această posibilitate. Plus de alta, ați văzut ce s-a întâmplat la Marea Neagră. Au spus că minele care le-au plantat ucrainenii au fost luate de valurile Mării Negre, de furtună. Este imposibil acest lucru, pentru că minele nu sunt legate cu scoară. Sunt legate cu cabluri de oțel, sunt testate pentru astfel de evenimente ale mării, pentru flux, reflux, pentru valuri, pentru furtuni. Ele au fost, practic, este o operațiune pe care Rusia
a făcut-o Marea Neagră, a scos arme astfel de mine din depozitele unde le aveau din al doilea război mondial și le-au dat drumul pe mare cu notificarea că au fost acelea din largul mării, din rada portului Odessa. Aceste mine plutesc în derivă la ora actuală. Este și foarte greu să reperezi o astfel de mină, având în vedere mărimea ei, iar în momentul în care atinge o navă, indiferent de dimensiunea ei, o poate scufunda. Deci la ora actuală este un mare pericol în Marea Neagră creat de ruși, nu de ucrainieni. Ucrainienii au minat portul pe anumite trasee Odessa pentru a nu debarca. De fapt, am și văzut cele trei grupări rusești de nave, Ropucea, care sunt nave de desant cu 300 la 400 de militari, cu 10 tancuri și alte sisteme, sau cele Aligator, navele Aligator, care sunt 8 nave de debarcare aduse din Marea Caspică pe canalul Volga-Don și aduse în rada portului Odessa. Ele n-au fost folosite, în schimb au fost mutate de acolo la Mariupol și au atacat de pe mare, infanteria marină rusă a atacat de pe mare portul Mariupol. Deci, într-adevăr, există această vulnerabilitate la Marea Neagră, mai ales și datorită faptului că ceea ce avem noi acolo nu este suficient pentru a ține piept unui eventual atac al forțelor navale ruse. E foarte interesant ce ați spus. Ce avem noi acolo nu este suficient pentru a face față unui posibil atac al forțelor navale ruse. Atunci, domnule Troncotă, de vreme ce Polonia spune clar că are nevoie de ajutor, are nevoie de protecție din partea NATO, de ce nu auzim aceeași poziție și din partea României? Ce așteptăm? Nu, acum nu trebuie să intrăm în detalii de genul acesta, pentru că ele fac parte din planurile de ripostă. Astea sunt planuri militare, sunt secrete din punctul acesta de vedere, însă vă pot spune că nu suntem singuri, da? Aici avem o colaborare foarte bună cu aliații strategici. Problema este de forțe de reacție rapidă și cred că domnul general la asta se referă. Da, nici noi, nici polonezii singuri nu avem aceste forțe de reacție rapidă capabile să reziste singure la un atac neprovocat de o intensitate maximă, să zicem așa, din partea unor forțe militare care vin de la răsărit. Și atunci asta interesează. Am văzut teoriile astea la mari strategi militari americani, și anume țările de la frontieră trebuie să se adapteze la situația de a face față prin forțele de reacție rapidă cel puțin 48% ca să avem șanse noi aliații pe baza planurilor și a procedurilor de lucru în NATO să venim și să îi apărăm. Dar de când a fost declanșat acest război, sistemul acesta defensiv, inclusiv sistemele de ripostă rapidă, de reacție rapidă, au fost actualizate, puse la punct, deci nu trebuie să ne facem probleme. Asta e un aspect. Și al doilea aspect este unul de interes strategic, adică îi vedeți dumneavoastră pe ruși care timp de 40 de zile s-au chinuit, vai de mama lor, și n-au reușit să facă decât prăpăd, n-au reușit nimic din obiectivele lor strategice. Chiar credeți că ar avea ei cutezanța să se lege la cap, dacă nu-i doar, adică să atace țări din NATO, chiar de la frontieră de aici și chiar mai slab cotate? Nu, ar fi strategic, ar fi, nici nu poate fi conceput așa ceva. Ei acum își regrupează forțele,
fac rocada de rigoare, că după 40 de zile de acțiuni speciale militare, e normal că sunt forțe epuizate, trebuie să le reîmprospăteze, dar odată cu împrospătarea dispozitivului militar, evident că vor pune în aplicare o altă strategie sau o strategie mai îmbunătățită, vor viza nu numai bombardarea orașelor principale la margine, acolo unde sunt concentrate forțele acestea foarte mobile de rezistență ale ucrainienilor, eu știu ce le-o fi dat prin cap, să facă un sistem strategic de învăluire a întregii Ucraine și probabil să vizeze ca într-o etapă de câteva zile, săptămâni, să cucerească toată Ucraina. Mie mi s-ar părea un astfel de plan. Singurul care i-ar putea salva de a fi trași la răspundere și de a plăti despăgubiri imense pentru toate pagubele care le-au făcut și pentru a răspunde în fața unor tribunale internaționale pentru crime de război, pentru că nu e așa, așa a fost întotdeauna, câștigătorul ia totul. Dar nu cred că va reuși un astfel de plan. Deci, indiferent cum își aranjează dispozitivul strategic, acest război cred că e pierdut pentru Rusia. O reacție din partea Națiunilor Unite care cer, domnule Grumaz, exhumarea tuturor cadavrelor aruncate în groapa comună de la Bucea pentru a se putea face o anchetă, absolut înfiorător ceea ce s-a descoperit în această localitate din Ucraina. Sunt martori care spun că unii dintre cei aflați în această groapă comună au fost inițial împușcați în genunchi, îi împușcau mai întâi în genunchi, după care îi executau, erau legați la mâini, puși în genunchi și împușcați în cap. Acestea sunt detaliile fără termen de comparație ale martorilor. Modelul de la Katyn din Polonia, și ce au făcut în Polonia. De fapt, ceea ce vedem o, practic o continuare a ceea ce s-a întâmplat în fosta Iugoslavie, la Srebrenica, și mi se pare că lucrurile urmează același model a faptului că Tribunalul Penal Internațional va reuși să analizeze fiecare situație în parte și să se ia măsurile corespunzătoare pentru ceea ce s-a întâmplat. Vedeți, dumneavoastră, sunt de fapt două războaie în Ucraina. Este un război al rușilor împotriva civililor ucrainieni și este un război al ucrainienilor împotriva militarilor ruși. Primul este câștigat de ruși, al doilea este câștigat de ucrainieni. Ucrainienii au reușit să împingă forțele ruse din jurul Kievului, se luptă cu ele acum pe linia de demarcație, dar ceea ce se, de la Donbas, dar ceea ce se întâmplă la retragerea trupelor ruse din Ucraina, din orașele și satele cucerite, este inadmisibil. Este un război pe care militarii ruși îl duc împotriva civililor. Așa ceva este inacceptabil. Poate că așa ceva s-a mai întâmplat în Cecenia, în cele două războaie. Poate că așa ceva s-a întâmplat în Siria. Dar ceea ce se întâmplă în Europa de Est, în secolul 21, este inadmisibil. Și deja a apărut, domnule Troncotă, un fel de război al dezinformării pe această temă. Imaginile sunt fără tăgadă. Corpurile acelea, cadavrele acelea există. Rușii spun însă că este o manipulare pusă la cale de ucrainieni. Există și o reacție foarte interesantă din partea ministrului israelian de finanțe, domnul Avigdor Lieberman, care a spus, referindu-se la acuzațiile de genocid de la Bucea,
că Rusia și Ucraina, citez, au făcut schimb de acuzații reciproce și a adăugat că Israelul condamnă toate crimele de război. Evident că reacția ministrului israelian de finanțe nu a rămas fără să fie taxată de autoritățile ucrainiene. Ambasadorul Ucrainei în Israel spune că îl cheamă pe Avigdor Lieberman la, în Ucraina, lângă Kiev, la Bucea, să viziteze aceste locuri și să se convingă el însuși de ceea ce vede. Poate că atunci va ști ce s-a întâmplat, declară ambasadorul Ucrainei în Israel. Vedeți, chiar și aceste imagini, e puțin spus medievale, absolut sinistre, fac obiceiul contestării și devin parte a acuzațiilor în acest război informațional. Da, distinsă doamnă, vreau să vă spun că ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră îmi sunt lucruri foarte cunoscute. N-am să vă plictisesc cu un răspuns prelungit. Vreau la obiect să sintetizez. Chiar astăzi mi-a apărut a doua ediție din cartea mea Glorie și tragedii, care tratează exact problemele acestea ale serviciilor de informații pe frontul de est în timpul celui de-al doilea război mondial. Este exact tras la Indigo ceea ce s-a întâmplat în 1943. SSIU, Serviciul Special de Informații Român, a descoperit gropi comune, da? Le-au desfăcut împreună cu o comisie de Cruce Roșie internațională, deci autoritățile statului român au cerut prezența unor autorități internaționale ca și astăzi. Și s-a făcut o comisie, au cercetat, au descoperit peste 3.000, le-au astupat pentru că era vară și să nu producă molimă și așa mai departe. Au făcut raportul și așa mai departe. Și rușii, bineînțeles, aceeași chestiune că sunt gropi comune. Acolo portul popular era port al bucovinenilor și basarabenilor. Ei, la fel ca și la Catinu, domne, sunt atrocități făcute de armata nazistă. Și noi venim astăzi, prin cercetări istorice, și le punem în față aceste documente. Domne, voi i-ați împușcat tot așa cu mâinile legate la spate și i-au împușcat în ceafă pe tot 3.000 de... Vă dați seama ce cruzime? Deci istoria din punctul ăsta de vedere se repetă la Indigo. Deci ce înseamnă lucrul ăsta? Eu atâta pot să formulez și îmi permit ca istoric. Este o chestiune de mentalitate a acestui popor crud imperialist care se poartă din când în când în istorie și arată adevărata față. Îmi cer scuze că formulez așa ceva, dar atrocitățile despre care ați vorbit dumneavoastră le-am studiat și eu, le știți, domnul general Grumaz, sunt identice cu cele din perioada celui de-al doilea război mondial. Și este normal să fim emoționat și să vorbim cu mai mult patos și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Nu, este foarte interesantă analiza pe care o faceți, de asemenea comparația cu masacrul din pădurea Katyn din Polonia despre care vorbiți. Domnule general Grumaz, astăzi avem o informație foarte interesantă care vine de la vecinii noștri din Ungaria. Victoria lui Victor Orban, care este primită cu entuziasm, mai mult decât entuziasm, o efervescență vecină cu euforia din partea lui Vladimir Putin. Vladimir Putin îi transmite lui Victor Orban că este absolut încântat de această victorie și că speră să aibă un parteneriat mai strâns cu Victor Orban. Ce spune victoria lui Victor Orban despre așezarea lucrurilor aici în Est sub umbra lui Vladimir Putin? Deci lăsând la o parte faptul că Orban este prieten de familie cu Putin, nu numai prin faptul că a fost acum la Moscova, dar ei sunt prieteni de familie, sunt amândoi oameni care mănâncă sushi.
și au mâncat sushi și la Budapesta și la Moscova împreună. Sushi nu este, nu e un delict, trebuie să spunem asta. Nu, nu e un delict, dar asta îmi spune mie cât de aproape sunt, să zic așa, gândire. Mie, cel puțin, victoria lui Orban și probabil la victoria lui Vučić în Serbia, sigur, îmi arată că România este înconjurată de prietenii lui Putin. Și mă uit jos la Turcia, mă uit la Ungaria, mă uit la Serbia, mai rămâne Bulgaria, care are destui simpatizanți ai Moscovei, și nu vorbesc aici de cei care au primit, investitorii care au primit în așa parte europene investind în Bulgaria, investitorii ruși. Deci la ora actuală suntem înconjurați de prietenii lui Putin, ceea ce este foarte, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Niciodată nu vom ști de unde poate să vină un atac sub steag fals. Este un lucru extrem de periculos la ora actuală, în ceea ce eu am mai zis mai demult cu vecinii noștri, atât de la vest, cât și de americană, de avioane civile și militare, se bazează pe titanul pe care îl importă din Rusia, la fel și centralele nucleare, tot proporție de în jur de 40% folosesc din America, da? Centrale nucleare din America care folosesc acest uraniu prelucrat din Rusia, da? Păi vedeți că se complică foarte mult și eu cred că deja trecem de la acest război convențional, da, clasic, la un război economic pe care, sincer vă spun, nu l-am mai întâlnit până acum nici în istoria universală, nici în istoria Europei. A fost perioada aceea de blocadă napoleoniană, dar cu care mi-a spus, a reușit să facă această breșe. Ei ne asigurau frontierele, ne dădeau steag de domnie pentru domnitori, ne confirmau domniile și ne apărau. Deci dacă venea un adversar să ne cucerească, ei săreau în ajutorul nostru. Deci tratatele de capitulație a fost de fapt un tratat de apărare. Și întotdeauna te aliezi cu cel mai puternic, normal să închei cu el un tratat, cum avem și astăzi cu NATO, cu scuzele de rigoare că fac astfel de comparații, dar pentru mine ca istoric sunt foarte, foarte asemănătoare. Și întotdeauna ne-au pus la adăpost, nu vă supărați, întotdeauna ne-au pus la adăpost aceste alianțe cu cei mai puternici. Da, e foarte interesantă referirea istorică. Îmi cer scuze, general, eram în casa păcii la turci, ceea ce era extrem de important. Exact. Bun, domnule general Troncotă, domnule general Grumaz, e de așteptat ca Victor Orban să continue politica sa, pe care o cunoaștem cu toții, de refacere, recompunere a națiunii maghiare în frontierele bazinului carpatic, într-o manieră și mai ostentativă? Ne referim aici la politica lui Victor Orban pentru conaționalii noștri maghiari. Da, mă întrebați pe mine? Pe dumneavoastră vă întreb. Da, deci politica lui Orban nu se va deosebi de cea pe care a dus-o până acum. N-are cum să se deosebească. Este o chestiune pe care vecinii noștri o duc de sute de ani. Deci nu este o politică. Nu ne așteptăm la ceva nou, nu ne așteptăm la o schimbare a acestei politici. Politica va continua cum a fost și până acum. Este foarte greu de spus că dacă Orban va încerca alte. Depinde de contextul geopolitic care
se va reconfigura după Ucraina, pentru că la ora actuală trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Ucraina devine pe zi ce trece un pretext pentru ocuparea estului de către Rusia. Este clar că toate aceste breșe de care vorbea domnul general Troncot sunt și vor fi folosite într-un viitor, într-o viitoare configurație a flancului estic al Europei. Dacă Rusia va ocupa Ucraina, va deveni un imperiu. Dacă Rusia va pierde războiul în Ucraina, va rămâne o putere regională, nici măcar în Europa de Est, va rămâne o putere regională în Asia. Deci, din punctul ăsta de vedere, vedeți că echilibrele încearcă să se schimbe. Lavrov a făcut un turneu în Orient, la Beijing, la New Delhi și în Pakistan, încearcă revigorarea și transformarea organizației de la Shanghai într-un NATO asiatic condus de Rusia și de Beijing. Sunt schimbări foarte importante în geopolitica asiatică, având în vedere că dacă citiți cumva strategia de securitate națională, strategia de apărare a Statelor Unite, care a fost prezentată acum câteva zile într-o formă redusă în Congresul Statelor Unite pentru a obține acel buget de 776 de miliarde de dolari pentru Pentagon, veți constata un lucru foarte interesant. Dacă în perioada lui Trump se vorbea de pericolul Rusia-China, în perioada lui Biden și noua strategie se vorbește de pericolul China și în subsidiar de pericolul Rusia. Deci, deși există un conflict la ora actuală în Europa de Est și toate ziarele vorbesc, toată mass media vorbește de acest conflict, America se gândește pe primul loc, a pus pericolul chinez. Deci este foarte important de a discuta aceste lucruri și de a discuta tot ceea ce vedem noi la ora actuală întâmplându-se în estul Europei în acest context geopolitic în care confruntarea de fapt se duce nu între Rusia și Statele Unite, ci între Statele Unite și China. Este extrem de important acest lucru. E interesantă observația noastră, facem o foarte scurtă pauză și vă spunem ce declara într-un interviu dat în anul 1991 seniorul Corneliu Coposu despre ambițiile Rusiei asupra acestei părți de lume, ce avertisment adresa atunci, ca să vedeți ce înseamnă viziunea unui om politic care avea această înclinație geopolitică incomparabilă cu a altor contemporani. Este un avertisment pe care lansa în anul 1991 Corneliu Coposu. Era testamentul pe care îl lăsa oamenilor politici din România. Un vizionar, și asta nu ar trebui să ne surprindă. Avem și declarații noi făcute de autoritățile din Bucea, scena teribilului masacru care a făcut deja, ale cărui imagini au făcut în conjurul lumii. Nu vom ierta Rusia pentru atrocitățile petrecute aici, spune primarul acestei localități. Bun, domnule general Troncot, este deja de câteva săptămâni un refren pe care îl auzim. Sunt ucrainieni care vorbesc despre lagăre pe care le-au amenajat rușii, soldații ruși, unde erau duși civili ucrainieni. Ceea ce s-a întâmplat în această localitate ne permite să vedem și ce se desfășura în aceste lagăre. Ne putem aștepta la mai multe imagini
în mai multe orașe de genul... Am văzut că serviciile de informații americane, la fel ca cele britanice, de fapt, cred că întreaga comunitate de intelligence a NATO este deja conectată la această chestiune, și anume să adune probe împreună cu procurori și criminaliști desemnați. Am văzut că și Uniunea Europeană a desemnat câțiva procurori și criminaliști care să adune probe. Deci de data aceasta nu mai merge ca la Catin. Îi împușcăm în spate și spunem în presă că naziștii au împușcat evrei. Nu. Și ați văzut, lucrul ăsta a fost recunoscut când târziu de tot, de Gorbaciov a fost recunoscut când s-a dus acolo, a îngenunchiat și a cerut scuze. Foarte bine a făcut, dar vedeți, acum asta înseamnă societate modernă, asta înseamnă societate informațională. Ne informăm imediat, avem mijloace, putem și din satelit să luăm imagini. Deci sunt sateliți americani, da, de spionaj, să vorbim pe șleau, și care reușesc să fotografieze obiecte de dimensiunea unei nuci de pe Terra. Deci rușii sunt conștienți că ei sunt spionați, sunt conștienți că nu pot face ticăloșii de așa natură încât să le șteargă ușor. Ele sunt înregistrate, ele vor fi analizate și eu cred foarte mult în modernitatea societății globale, în seriozitatea instituțiilor internaționale, cei care au făcut crime contra umanității și crime de război să fie chemați în fața tribunalelor speciale care se vor organiza. Domnule general Grumaz, pentru astfel de operațiuni de masacrare a unor civili care par a fi coordonate, pentru că oamenii ăștia erau duși în niște case, clădiri, imobile, din mărturii ale unor martori, erau mai întâi împușcați în genunchi, după aceea erau executați, adică totul pare a fi fost coordonat de cineva. Credeți că aceste operațiuni sunt dispuse de la un nivel înalt, de la Moscova, sau sunt lăsate la mâna cruzimii soldaților aflați pe teren? Nu, sunt astea sunt operațiuni. Eu mi-aduc aminte, în momentul în care m-ați întrebat, mi-am adus aminte de ce s-a întâmplat cu submarinul Kursk, unde au murit atâția oameni lăsați pur și simplu la voia întâmplării, fără să fie folosite posibilitățile de salvare pe care Occidentul le pusese la vremea respectivă la dispoziție. Deci stau și mă mai uit la încă un fenomen foarte ciudat. La 90 de ani, după ce Iosif Stalin a provocat în Ucraina așa numită foamete Holodomor, dacă îmi aduc bine aminte, care a ucis aproximativ 4 milioane de oameni, Putin pare să încerce din nou să facă același lucru. Este o metodă similară cu cea din anii 1930 a regimului sovietic. Trupele ruse au devastat terenurile agricole, distrugând echipamentele agricole și plantând mine în solul unde trebuiau să crească culturi. Rutele tradiționale de aprovizionare a Ucrainei au fost distruse. Porturile sunt aproape toate sub controlul Rusiei. În orașul asediat Mariupol, din 13 martie, practic, s-au epuizat sursele de mâncare. Deci convoaiele de ajutoare nu reuși să ajungă. Deci se pare că tot ceea ce se întâmplă la ora actuală, v-am spus, este un război al militarilor ruși împotriva civililor ucrainieni. Ei nu se luptă cu militarii ucrainieni, ei se luptă cu civilii. Bombardează orașele, asediază orașele, omoară oamenii. Sunt lucruri care sunt inimaginabile și țin de undeva de concepțiile, și n-aș vrea să fiu răutăcios, dar
Îmi aduc aminte, bunicul meu vorbea de ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial când au venit rușii și nu mai spun de davai ceas, davai, mai știu cum era exact, dar lucrurile astea sunt, se pare că se repetă, sunt o repetare a istoriei din al doilea război mondial. O ultimă Deci, uitați întrebare, voi, vă rog, numai domnule o Trocotă. propoziție. Deci este un război, da, contra civilizației, a nu respecta sistemul de drept umanitar internațional privind protecția civililor, înseamnă a face un război contra civilizației. Asta este permanența imperialismului rus și este ceea ce ați spus dumneavoastră că ne-a lăsat ca testament atât de regretatul Corneliu Copos. Este probabil un episod din 1991, datează declarația lui Corneliu Coposu. Ce a Știa ce făcut știa, știa ce știa. între timp diplomația română? Un lucru e cert, suntem în NATO, suntem în acest moment într-un punct în care vecinii noștri din flancul de est cer mai multe întăriri din partea Alianței Nord-Atlantice pe fondul intensificării atacurilor. O ultimă întrebare mai am pentru dumneavoastră, domnule Troncotă, foarte scurt. Cât de mult este acesta un război al resurselor din Marea de Azov și din Marea Neagră? Cred că este unul din obiectivele strategice nedeclarate ale actualei acțiuni speciale, și anume să poată să controleze militar cele mai importante zone ale Ucrainei. Ați văzut regiunea Lugansk, care este renumită, și partea aceasta toată de nord a Mării Negre, care înseamnă, de fapt, accesul la Marea Neagră, la ocean, la gurile Dunării. Deci, acestea nu au fost declarate și recunoscute ca obiectiv strategic, Dar e dar foarte vedem posibil ca și ele să existe. rezultă din poziționarea armatei rusești și felul cum acționează. Vă mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem de la ora 17 în așteptarea discursului lui Volodymyr Zelensky. Se pregătește chiar un boicot al discursului președintelui ucrainian în Parlamentul României. Veți auzi pe unii dintre actorii acestui boicot la ora 17.